Salut, ce ați plătit? Taxa. Ce taxă? Păi nici eu nu înțeleg. Trebuie să ajung până la Deva și trebuie să plătesc aici o taxă. Cât ați plătit? 100 de lei. Am înțeles că e închisă centura aia, din nou. Da, da, da. Dar mi se pare normal ca centura asta care e nouă, a costat 35 de milioane de euro, să fie închisă din nou? Nu cred, nu e normal. Nu știu de ce, cel puțin niște indicatoare, să fim și noi atenționați că dacă nu aveam bani pe mine, poate nu aveam bani la mine să plătesc. Ce, aici păzeam mașina? Spuneți-ne, ce faceți aici? Taxăm după noile reglementări ale primăriei Caransebeș. Cât este taxa? Între 20 și 100 de lei, cu reduceri 50-80% pentru tirurile care aprovizionează în oraș. De când ați aplicat această taxă? Taxa de liberă trecere. Din septembrie anul trecut. Și astăzi am început că am înțeles că a fost închisă și centura. Da, a fost închisă centura, nu știu mai multe detalii. Cât termen ești? Sklabonski Marco. Nu au făcut drumul de parte și nu au făcut nimic. Drumul e coate foarte! Bă, și ce sunt chiar de euro a fost dată în folosință la 1 decembrie 2011. Așa. Și de atunci a fost stricată de 3 ori. Așa. Într-adevăr, chiar cum se detonează mașina. Deci tot ce mai mare este greșeală. Da. Către primăria. Îți primăria de la toți oamenii funcționează asta la unde se opite închiratii și la toți oamenii. Pătească la ghișeu să nu fie din asta. Nu, nu.
Cel mai mare furt care s-a făcut vreodată. De ce sunteți aici? Plătim o taxă, băia să ne dea o rută ocolitoare. Pentru ce am plătit o vinetă astăzi? De ce? Pentru ce plătim banii ăștia? Pentru ce îmi pierd eu timpul aici când trebuie să ajung unde trebuie să ajung la descărcare? Îmi plătește cineva ceva? Nu plătește nimeni nimic. Cea mai mare hoție care se face în țara asta? Bulgaria. Problem. O scăput. Caretera nouă. Por qué? Nimeni. 15 euro. Mafia. Poliția e mafia. Uitați-vă și noastră. Nu mai poate omul ăsta. Săracul e nevinovat. Noi îl înjurăm, dar degeaba îl înjurăm. Ia tată banii că... Așa e. Bulgaria. Как мога безобразие? Каква причината ни е, каква вина имаме, че мост е паднал? Тъй, колко време? Проблем. Няма къде. Ми се пара нормал да не фака хоц по фаца. Румъния, мафиот, хоц, там царам. Уйтаци ви, аша не фачем да ръс. Е бине. Метим на инте. Че паднал... Пишу машина. Кова машина? Аша пише... Partea aia și plătim chitanța. Deci partea cealaltă. Păi da. 38 06 06, bun. Așa, zi numărul tău. Da. Consiliul Local și Comisia de Sistematizare Rutieră au impus restricții de gabarit și condiții de circulație
așa cum spuneam, pentru a se proteja aceste monumente, se știe că Caransebeș și are clădiri istorice, monumente și poluare, există zgomot, vibrații, deci dacă ar fi să estimăm deranjul la adevărata valoare, ar transformat în bani, ar fi niște sume imense. Am luat hotărârea să încasăm niște bani de la mașinile care tranzitează orașul, tocmai pentru faptul că distrugerile vor fi foarte mari, clădirile vor fi afectate și noi ne propunem ca după încheierea acestei perioade în care traficul greu este deviat, să folosim aceste fonduri pentru repararea daunelor. Am înțeles că ați mai pățit odată. Da, sigur, în anul 2011, ce ne-a de rău ca să se scape de această problemă, a predat centura municipiului Caransebeș fără ca aceasta să fie finalizată și recepționată. Noi am mai avut o situație similară anul trecut, când s-a întârziat cu predarea tronsonului de centură. În acea perioadă, mașinile au tranzitat prin municipiu, pe străzile orașului și a existat la momentul respectiv promisiunea scrisă din partea firmei care executa lucrarea că va efectua reparațiile în vigoare. S-au făcut reparațiile? Aceste reparații nu au fost făcute nici până în ziua de azi și ca atare suntem nevoiți să luăm niște măsuri suplimentare pentru a ne proteja. Viceprimarul municipiului Caransebeș. Nu se mai fabrică Daewoo la Craiova, unde se fabrica, sunt de 7 locuri suficiente. Și Nicoganța, ca mașini, Sierra la mea la Transal, un sfier, adică cele de Dacia nu sunt ca cele de la Leganța. Nu are utilități, cum se zice, dar... La primăria municipiului Caransebeș am înregistrat o solicitare a constructorului care a realizat centura de ocolire a municipiului Caransebeș pentru a aviza traficul greu, devierea traficului greu de pe centură prin municipiul Caransebeș pentru perioada următoare, având în vedere că la centura de ocolire a municipiului Caransebeș sunt necesare unele reparații, unele intervenții pentru siguranța și fluența traficului auto. Consiliul Local al municipiului Caransebeș a decis că nu se acordă acest aviz firmei care a realizat centura pentru a devia traficul prin municipiul Caransebeș, deoarece anul trecut s-a mai acordat un aviz în lunile mai, iunie și iulie și în urma temperaturilor ridicate din luna iulie, fiind perioada de caniculă, drumul a fost foarte deteriorat, stratul de rulare afectat, înregistrându-se văluriri, gropi, denivelări pe tronsonul situat pe străzile Calea Severinului, Calea Orșovei, Libertății, strada Tribunalului, strada Horea, Nicolae Bălcescu, Mihai Viteazu și Ardealului și în consecință, până nu se repară aceste străzi de către cei care le-au deteriorat, nu se acordă un nou aviz. Totodată, consilierii locali au solicitat ca tronsonul de pe strada Traian Doda, cuprins între strada Romanilor și centura de ocolire a municipiului Caransebeș, un tronson care a fost afectat de traficul greu și de mașinile de șantier care lucrau la centură în anii anteriori, tronson care anul trecut copii s-a înțeles să intervină și a realizat un frezaj pe întreaga lungime a acestui tronson, dar frezaj care după ce s-a efectuat n-a fost continuat cu turnarea unui strat de rulare din mixtura asfaltică. Și în consecință, consilierii locali ai municipiului Caransebeș au solicitat ca și această stradă, Traian Doda, să fie remediată așa cum s-a convenit în anul anterior. Sperăm ca cei de la CNADR și cei de la Copisa să înțeleagă poziția Consiliului Local, dar în special a cetățenilor municipiului Caransebeș, deoarece devierea traficului greu pe tronsoanele care au fost afectate de către Copisa anul anterior, prin acea deviere pe timpul verii,
sunt necesare și utile pentru a acorda un nou aviz, astfel încât traficul să desfășoare în siguranță și imobilele de pe traseu, cetățenii municipiului să nu fie afectați.